Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunteți în direct la Medicina în direct, la Giurgiu TV, cu întrebările pe care ni le puneți pe parcursul săptămânii. Așteptăm în continuare la poșta redacției noastre întrebările. Orice pe temă medicală, de sănătate, de boală, de suferință, vă vom răspunde. O întrebare frecventă este cea referitoare la abcesul cerebral. Mulți oameni se sperie și pe bună dreptate de abcesul cerebral. Mai întâi o să vă spun ce este un abces în general. Abcesul este o pungă de puroi care se acumulează în diferite părți ale organismului. Acolo clar sunt germeni. La baza unui abces stă o infecție. Niște germeni care se înmulțesc, care proliferează, care dau de condiții prielnice, căldură, întuneric, nutriție și se înmulțesc. Puroiul în sine e un element de apărare. Sunt celule albe ale noastre, leucocite, care au murit pe câmpul de luptă în duelul cu bacteria. Și punga aceasta cuprinde puroi, cuprinde bacterii, vii sau moarte, detritusuri, adică restul celular, epitelii, structuri vasculare care au degenerat și apar în această pungă, în acest abces. Un abces este și vizibil, abcesele acelea tegumentare. Când facem de la un fir de păr, facem un furuncul, o tumoră din aceasta plină cu puroi care devine, se poate negriză, devine carbuncul și așa mai departe, există și o fază de abces. Prin abcedare se înțelege fenomenul în care buboiul sparge, în care abcesul sparge și curge și se detensionează și pacientul nu mai are dureri, nu mai face febră, fiindcă puroiul se revarsă. Dar ce facem cu un puroi într-o cavitate închisă, cum este craniul, acest abces cerebral, care este unul din cele mai severe forme de abces ale corpului nostru? Și cui se datorează și care sunt semnele de recunoaștere? Ca să pătrundă germenul acolo, în creier, el poate ajunge printr-o extensie directă de proximitate, din aproape în aproape. O otită medie, o sinuzită, o inflamație a sinusurilor care sunt cavitățile aerice din jurul spațiilor noastre nazale, din jurul căilor aeriene. O mastoidită, care este inflamația de la spatele urechii noastre, din spatele pavilionului urechii și care poate fi o complicație a unei otite medii. Otita medie se poate extinde în mastoidită. Mastoidita este tot o sinuzită, deoarece noi considerăm mastoida drept sinusuri aerice situate retroauricular. Toate acestea, o infecție dentară, o banală infecție dentară, care nu-i dăm importanță și care unor poate face un abces dentar, o umflătură la nivelul gingii, se poate extinde pe cale vasculară și limfatică până la creier. De aceea nu neglijați o carie, nu neglijați un granulom, o infecție la nivelul gingiei, nu neglijați o otită medie, o sinuzită, în care se pot trage, pot fuza spre interiorul craniului și acolo este creierul. Alte cauze sunt pacienții, este întâlnită acces cerebral la pacienții care sunt dependenți de droguri intravenoase, care se injectează pe venă fel de fel de droguri și care, odată cu injectarea aceasta, antrenează de pe piele stafilococi, streptococi și germeni care ajung în circuitul sanguin și merg la creier și formează abcese. O altă cauză este SIDA, sindromul imunodeficienței dobândite, acea deficit de apărare dobândit de la acest virus și care creează un abces specific, abcesul cu toxoplasma, toxoplasmoza cerebrală întâlnită la acești pacienți. Mai sunt pacienții care au boli cardiace valvulare, în special bolile congenitale cardiace cianogene, acei pacienți vineți, cianozați, care au fel de fel de comunicări anormale între cele patru camere ale inimii și care aceste valve pot acumula germeni printr-un flux turburent al sângelui și acești germeni să facă mici abcese în zonele valvulare și să migreze apoi spre creier și să dea abcesul cerebral. Mai sunt cauze importante traumatisme craniene. Un pacient care se lovește la cap și care permite un contact deschis, spunem noi o plagă sau o traumă deschisă, penetrantă, în care germenii de pe pielea capului, de la nivelul scalpului, în urma unui accident rutier, în urma unei găzături, în urma unei lovituri, în care craniul este lezat, să pătrundă acești germeni din piele direct la nivelul creierului nostru. Ca manifestare clinică. Pacientul prezintă durere de cap intensă, brusc instalată, care merge până la comă, până la leșin, cu convulsii, înainte de a leșina, pacientul face convulsii, datorită afectării cortexului cerebral, febră, care poate fi foarte mare, și pacientul poate să dezvolte, este foarte important, rigiditatea nucală, adică ceafa să fie foarte, foarte rigidă, o poziție încordată,
gât ca de lup, să nu permite niciun fel mișcare, unor să nu suporte lumina, aceasta datorându-se iritației meningelui, datorită unei hemoragii sau datorită puroiului care vine în contact cu meningea, foița subțire care învelește creierul. Elementele clinice, elementele de diagnostic sunt acestea. Obligatoriu trebuie să facem un computer tomograf, o rezonanță magnetică nucleară care ne arată exact structurile cerebrale, ne arată exact tumora aceasta de puroi care este abcesul. Ca diagnostic foarte important este fundul de ochi, se numește științific retinoscopie, să vedem fundul de ochi și dacă acolo găsim edem papilar, adică nervul optic acumulează apă, este semn că nervul optic este blocat în traiectul lui de către acest abces. Se contraindică puncția lombară. Nu se extrage lichid cefalorachidian din coloana vertebrală, din măduva, zona de învelire a măduvei, care este meningea lombară, deoarece drenând acest lichid cefalorachidian în scopul de a diagnostica anumiți germeni prezenți în acest lichid care spală măduva și creierul, putem să mobilizăm structurile cerebrale care sunt presate de abcesul cerebral și să se creeze fenomenul de hernie cerebrală. Adică o parte a creierului să coboare prin anumite cavități fiziologice, normale, naturale ale creierului. Există creierul mic, cerebelul, care are un trunchi cerebral care continuă măduva spinării și mai sus sunt cele două emisfere cerebrale. Între emisfere cerebrale care alcătuiesc fosa superioară craniană și fosa inferioară sau posterioară realizată de trunchiul cerebral și de cerebel, există o comunicare printr-un orificiu, printr-o apertură, printr-o deschizătură. În momentul în care drenăm lichidul cefalorachidian aflat sub tensiune prin presiunea exercitată de abcesul cerebral, herniază, pleacă structuri cerebrale care creează fenomene compresive la nivelul trunchiului cerebral care pot fi fatale. Trunchiul cerebral, vă spuneam, este continuarea modului spinării. Are trei elemente, bulb, punte, mezencefal și aici sunt structuri vitale. Sunt centrii respirației, sunt centrii inimii, sunt centrii vasculari și orice leziune sau compresiune aici poate fi fatală fiindcă blochează respirația și inima. Și noi nu putem trăi fără respirație și fără bătăi cardiace. Deci se contraindică, insist asupra acestui aspect, puncția lombară, extragerea de lichid cefalorachidian, lichidul care spală creierul și măduva spinării, nu se funcționează să vedem ce fel de germen este în situația suspiciunii acces cerebral sau confirmării sale prin examenul computer tomograf și RMN. Acum este simplu, avem aceste teste imagistice extrem de spectaculoase, computer tomograf și RMN-ul, pe care înainte vreme nu le aveam. Și ele ne ajută foarte mult la diagnostic. Putem să vedem structura foarte bine, structura creierului. Înainte vreme, însă, diagnosticul era destul de greu de pus și retinoscopia, acest fund de ochi, ne ajuta prin edemul papilar să nu facem alte proceduri. Deci, înainte de a face puncție lombară, facem fundul de ochi la un oftalmolog să vedem edemul papilar. Dacă el există, nu mai recoltăm lichid din zona coloanei vertebrale lombare. În ce constă tratamentul? Tratamentul constă în drenarea abcesului cerebral. Dacă abcesul cerebral este situat în loja inferioară a craniului, adică acolo unde se află trunchiul cerebral și cerebelul și unde fosa posterioară a creierului, care corespunde occipitalului, unde este un spațiu foarte mic, foarte îngust, și acolo orice presiune poate crea compresia trunchiului cerebral fatală pentru viața pacientului, blocând activitatea cardiacă și activitatea respiratorie, se drenează în urgență sub ghidaj computer tomografic, se drenează puroiul pe un ac. Și, practic, se scoate lichidul, se face depresurizare și pacientul poate respira și bătăile cardiace pot să fie regulate. Aceasta este intervenția în urgență. Dacă avem timp, intervenim clasic cu craniotomie cu desfacerea craniului. Pentru tumorile situate superior, în etajul anterosuperior, acolo unde se află emisfera cerebrală și unde este mai mult loc și unde putem să avem să temporizăm, cum zicem noi, să mai amânăm puțin până desfacem craniul, se face o craniotomie, se îndepărtează abcesul și situația se rezolvă. De asemenea, facem craniotomie, adică desfacem creierul, dacă avem de-a face cu un abces fungic, cu un abces multilobular, adică are foarte multe locusuri, are foarte multe chisturi și intervenția clasică, craniotomia, desfacerea craniului, este mult mai utilă. De asemenea, este extrem de important să luăm un tratament antibiotic, există și antibiotice pentru bacterii negative, gram negative și gram pozitive. Gram este o colorație folosită în bacteriologie. Există antibiotice și pentru bacterii care trăiesc în prezența oxigenului și care se numesc aerobe și pentru bacterii care trăiesc în absența oxigenului și care se numesc anaerobe. Iată, sunt combinații, n-am să vă dau, sunt liste întregi de medicamente pe care noi le folosim, ele se fac în perfuzie intravenoasă, fiindcă avem de-a face cu o urgență cerebrală și cu o urgență vitală acest abces cerebral.
La pacienții care au virusul imunodeficienței imunodobândite, care suferă de infecția HIV, de SIDA, se există un tratament cu niște sulfonamide care se dau pe toată viața, o dată pe săptămână, pentru a preveni infecția cu toxoplasma, infecția denumită toxoplasmoză. Și fiindcă am vorbit de toxoplasmoză, am să-mi permit în partea a doua a disertației mele să vă spun câte ceva despre germenii care pot să dea abcese și în speță despre toxoplasmoză. De unde apare această toxoplasmoză? Boala se numește toxoplasmoză, iar parazitul este toxoplasma. Toxoplasma gondii este prezent în fecalele, sub formă de oochisturi, în fecalele de pisică, atenție, și de aceea o să vă rog să nu consumați legume, fructe crude, lapte nefiert, carne care să nu fie complet fiartă și bine friptă și mai ales evitați contactul domestic, contactul în casă, cu pisica. Pisica are aceste oochisturi în fecale, în scaun, nu se văd, sunt microscopice și care sunt foarte, foarte periculoase. Pot fi antrenate de vânt, de curenți de aer și să ajungă pe legume, fructe și copilul sau pacientul adult să consume indirect aceste chisturi. Prudență la gravide. Gravida care face o infecție cu toxoplasmoză, care se poate să nu se manifeste niciun fel pe tot parcursul sarcinii, dă niște malformații la făt cumplite, cu pierderea vederii, a auzului, cu afectări cerebrale, sunt cumplite afecțiunile date de toxoplasmoză. De aceea recomand oricărei gravide să-și facă testul de toxoplasmoză. Este un test de sânge, niște anticorpi care demonstrează dacă pacienta a luat pe parcursul sarcinii toxoplasma sau dacă o avea din infecția anterioare. Se face și un screening, adică o verificare înainte de sarcină și una înainte de a naște. Există un tratament tot cu sulfonamide care se dau și pe parcursul sarcinii la femeia care are această toxoplasmă confirmată. Tratamentul se face sub controlul riguros atât al infecționistului, al medicului de familie, cât și al obstetricianului ginecolog. Iată că aceste abcese cerebrale cauzate de toxoplasmoză, de toxoplasma la pacienții cu deficit imun, pot să creeze probleme, acest parazit toxoplasma, femeii gravide. Și de aceea am vrut să fac această analogie. Nu am nimic cu pisicuțele, dar nu le țineți în casă, mai ales pe lângă gravide, pe lângă copii mici și orice mâncați trebuie bine spălat, legume, fructe și orice carne trebuie bine fiartă, laptele bine fiert, fiindcă altfel putem să luăm aceste oochisturi. Pe lângă afectarea cerebrală de care spuneam că apare deficitul imun de la toxoplasma aceasta, ea mai produce o conjunctivă retinită care la nou-născut, la făt, nou-născut și copilul cel mai mare este fatală, în sensul că duce la orbire, deci copilul își pierde vederea, este foarte severă. Poate să se manifeste și prin afectare cerebrală extrem de severă și printr-o afectare mult severă. Deci mare, mare atenție asupra toxoplasmei. Alți germeni implicați în producerea abceselor de orice tip, fie că este vorba de abces cerebral, abces mamar, abces al pielii, sunt stafilococul și streptococul. Ei sunt germeni ubicuitari, sunt prezenți peste tot, sunt prezenți pe pielea noastră și orice leziune a pielii, orice ruptură a pielii, orice soluție de continuitate, cum o spunem noi, adică comunicarea între spațiu extern și spațiu intern, poate să ducă la intrarea acestor germeni în spațiul nostru intern, la nivelul sângelui, la nivelul dermului, adică sub piele, și să creeze abcese. Un acces interesant este accesul subfrenic sau diafragmatic. O să vă spun câteva lucruri și despre el, fiindcă e un acces mai greu de diagnosticat. Diafragma este mușchiul care separă plămânii, cu care respirăm, de intestine, cu care facem digestia. Acest diafragm este lăsat de creatorul nostru ca să ne permită mișcările acestea de acordeon, coborâre, ridicare, să permită să respirăm. De aceea respirăm mai greu când stăm culcați. Și de aceea respirăm mai greu după ce mâncăm mult, fiindcă stomacul împinge diafragma în sus, de aceea femeia gravidă, având o tumoră fiziologică, adică un copil în uter, respiră mai greu. Un abces localizat sub diafragm e foarte greu de diagnosticat. E și în spatele stomacului, de multe ori și în spatele pancreasului, acoperit de intestine, tot computerul tomograf e cel care ne rezolvă și ne pune diagnosticul. Cine a produs un abces de acest tip, un abces diafragmatic? O intervenție chirurgicală în zona digestivă, un traumatism în zona digestivă sau în zona toracică inferioară, un traumatism de orice tip, un accident rutier, un volan, un corp dur care a penetrat și a creat o soluție de continuitate, a deschis tegumentul, duce germeni în interior și apare acest abces. Soluția este drenarea lui, după ce am pus diagnostic pe computer tomograf, drenarea lui care poate fi pe la nivelul pielii, dar se mai poate practica și o deschidere largă, o chirurgie clasică, în situația în care drenajul, tubul acela de dren, trece prin
niște intestine prin peritoneu, prin pleură, foițele care îmbracă intestine și respectiv plămânii, și atunci nu risc să trec germeni prin atâtea organe, nu? Și atunci prefer să fac o deschidere clasică, să îndepărtez punga de puroi și toate se rezolvă. De asemenea, sub patronaj antibiotic intravenos, adică antibiotice pentru sfera germenilor gram pozitiv, gram negativ, pentru aerobi și pentru anaerobi. Am vorbit destul despre acces, aceasta a fost disertația din această întâlnire cu dumneavoastră. Fiți atenți, orice contact al exteriorului cu interiorul nostru, orice leziune tegumentară poate să antreneze germeni în fluxul sanguin și în fluxul limfatic și abcese pot să apară oriunde în corp. Orice senzație neplăcută digestivă, orice durere intensă de cap, orice gâlmă, gâlcă, umflătură care apare în diferite părți ale corpului, poate fi un abces. Computer tomograful este un diagnostic foarte bun. Examenul clinic al medicului nu trebuie exclus, cu el trebuie început întotdeauna, mai ales dacă avem și o stare febrilă, mai ales dacă celulele albe, leucocitele, sunt crescute, leucocitoză, toate pledează pentru o infecție. Există de multe ori infecții necunoscute, nu le găsim sediul. Acum, testele imagistice și testele de laborator moderne, cu fel de fel de anticorpi, când noi suspicionăm anumite bacterii, anumiți paraziți, anumiți fungi, ne sunt extrem de utile. De asemenea, un teren precar al pacientului, HIV-SIDA, deficitul imun, un cancer, un neoplasm, un diabet zaharat, o boală terminală, toate acestea ne duc cu gândul la o apărare scăzută, fiindcă putem să ne rovim, putem să avem fel de fel de traume, dar dacă avem o apărare bună, rejetăm, respingem germenele și invers, dacă apărarea noastră este precară, chiar o bacterie banală poate fi fatală. Toate cele bune, până ne vedem săptămâna viitoare. Nu vă urez decât să fiți sănătoși, fiindcă restul se rezolvă de la sine. Doamne ajută!